Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri. Eu aș spune clar că ziua de vineri este despre a încheia anumite socoteli, este despre a pune capăt anumitor lucruri. Este o zi și cu sacrificii, bineînțeles. Nu este o zi neapărat tensionată, ci mai degrabă aș merge că pe ideea că este o zi în care fiecare cumva trebuie să-și finalizeze fie ce a început săptămâna asta, fie Poate sunt niște probleme acolo care sunt de mult timp și acum, în sfârșit, se pot rezolva. Uh, însă, aș zice eu că ziua de vineri este plină cu secrete, este plină cu intuiție, este plină cu discuții care mai de care mai ciudate, da? pot fi și discuții legate de bani, pot fi și discuții legate și de partea asta spirituală, dar uh, eu aș merge că este în special o zi de sacrificiu și o zi de conștientizare, o zi și cu înțelepciune, dacă vreți. Avem uh, marea preoteasă și cu eremitul. Deci e o zi în care începem să vedem detaliile. Este o zi în care începem să fim mai înțelepți. Da? Ne putem întâlni cu persoane care să ne ajute printr-un sfat, printr-un gest. Poate găsim informații în jurul nostru care ne pot ajuta foarte mult. Da? Uh, energia generală, împăratul sau nebunul, adică da, este o zi în care se pot lua și hotărâri din astea nebunești, dar aș zice eu că este o zi în care vedem realitatea așa cum e și mai mult decât atât este o zi cu sacrificii. Repet, fie că spunem băi, azi îmi sacrific timpul termin tot ce am de lucru ca să stau relaxat în weekend, alții din contra, poate e posibil să spuneți uite, mi-am dat seama că prietenia asta nu mai funcționează că proiectul ăsta nu mai poate fi dus la bun sfârșit și atunci ne resemnăm. Uh, mai avem câteva zile din martie care, repet, a fost o lună carpică și este în continuare sub semnul justiției da, cu dreptate divină, din punctul meu de vedere. Uh, poate să fie și o zi în care în sfârșit se încheie anumite socoteli. Da? Poate am început ceva pe la începutul lunii, poate un proiect, uh, Poate a început o situație ciudată în viața fiecăruia și acum lucrurile se pot se pot liniști, se pot relaxa. Femeile sunt tare, tare misterioase și tare ciudate în ziua de vineri um, Na acum încerc să nu fiu subiectivă, că și eu tot femeie sunt, dar uh, nu neapărat să aveți grijă cu femeile. Um, posibil da, să surprindem foarte mult în ziua de vineri, poate chiar și pe noi să ne surprindem, de ce nu? Pentru că, da, poate să fie și un moment în care, nu știu, dăm dovadă de înțelepciune, poate deodată iertăm, deodată ne liniștim. În alte cazuri, poate să fie și un moment în care spunem, bun, acum mă reinventez, acum fac nu știu ce lucru cu viața mea. Pentru că este adevărat, mai avem câteva zile din, din martie, plus că, uite, undeva vineri seara, deja lucrurile se liniștesc, deja apele arată altfel. Și asta e de bine, da? E de bine. Bun. Um, poate să fie și o oarecare liniște, aș spune eu, dar um, e liniștea aia furtunii și sunt foarte multe lucruri secrete, ascunse, care se fac în ziua de vineri între femei în general. Deci, domnilor, uh, nu știu, fiți uh, pregătiți, da? Fiți pregătiți să fiți surprinși și într-un sens bun și într-un sens mai puțin bun. Acum n ști să zic exact, pentru că na, încă suntem și pe terenul peștilor și acolo se poate întâmpla orice sunt niște domenii de viață active destul de interesante, aș spune eu, da. Bun, hai să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie, dar până atunci îți reamintesc de previziunile pentru martie, pentru martie. Pentru aprilie, poți să le revezi pe alea din martie, dar îți reamintesc de previziunile pentru aprilie, pentru că au apărut toate. Ușor ușor apar și toate previziunile pentru următoarea săptămână, pentru prima săptămână din aprilie. Luna aprilie să știți că vine cu niște energii tare ciudate, o să fie un mic mare haos total, e o lună cu sacrificii, e o lună în care nu știu, putem să rămânem foarte, foarte surprinși de ceea ce ni se întâmplă și tot am menționat eu că e bine, nu neapărat să nu ne facem planuri pentru aprilie, că nu se poate, chiar deloc, dar să ne ținem bine că e posibil să ni se schimbe destul de mulți planurile de viitor în aprilie, mai ales că o să fie și Mercur retrograd și uriașa conjuncție Jupiter-Uranus. Suntem în culoarul eclipselor. Pe 8 aprilie este o eclipsă foarte puternică din punctul meu de vedere, care, nu știu, probabil în lume o să aducă ceva. Da? Nu vreau să-mi dau cu părerea, dar ceva o să aducă cu siguranță. Nu neapărat pe 8 aprilie, dar are timp în jumătate de an să dea startul unor lucruri ciudate. Deci se întâmplă lucruri, așa că vă invit cu drag să vedeți acolo cam despre ce este vorba. Eu am vrut să abordez la partea general um, anumite aspecte care mie mi s-au părut importante și pe care chiar am vrut să le menționez pentru fiecare zodie, însă intenționez să fac și niște emisiuni, niște filmări speciale pentru acele aspecte și mai este un aspect pe care vreau neapărat să-l discut uh, și anume conjuncția aia Marte-Saturn, da? pentru că ea pare așa malefică, dar are și părți bune, are și părți bune, foarte bune chiar. Așa că stați aproape că urmează surprize plăcute și ce să vă zic, dacă vreți, haideți și în comunitatea acolo uh, aveți, de exemplu, pentru aprilie, pentru fiecare zodie, vă zic care sunt zilele bune, zilele mai puțin bune, pe ce să fiți atenți, pe ce vă pot, nu știu, unde vă merg lucrurile într-o anumită zi, unde nu vă merg sau unde ar fi bine să fiți atenți. Dacă vreți, vă aștept și cu drag acolo și aveți multe, multe informații. Bun, hai să începem cu zodiile. Începem cu berbecul. Pentru berbec, uh, Uite, dimineață primești o veste bună de la o femeie. Poate este o veste legată de bani, da? primești niște bani. Poate unii primiți o veste legată și de zona medicală. Poate era stresați în legătură cu ceva și acum vine vestea cea mare, vine vestea cea bună. Unii bărbești de asemenea în dimineața zilei de vineri poate primiți o veste privind zona vindecării sau vă vedeți cu o femeie, stați de vorbă, ceva acolo se întâmplă și în general pentru bărbec ziua de vineri este despre a conștientiza, despre a elibera, despre a purifica, uite dacă ai timp să faci o curățenie generală prin casă, e un moment absolut fantastic. Da? E un moment absolut fantastic pentru că te ar ajuta tot pentru bărbec este o zi bună de curățare, de eliberare, că meditezi, că te rogi, că știu eu ce faci, da, e de bine toată, toată zona aceasta. Și în seara zilei de vineri, bărbecul răsuflă ușurat, da, răsuflă ușurat, cu siguranță ai trecut prin niște zile așa mai uh, tensionate sau aglomerate, nu neapărat rare, Da? Uite, poți să rezolvi și ceva legat de bani în prima parte a zilei, dar e o femeie acolo care te ajută, dar și berbecul e pus pe secrete în perioada asta, pe lucruri ascunse. Deci. 9 de spade, 8 de spade, nu știu, e un stres aici din care vrei să te eliberezi și reușești. Reușești. Îndrăgostiți, o legătură cu zodia gemeni, dar și o zi în care relațiile tale pot fi importante. Berbecii iau o hotărâre importantă ziua de vineri, între minte și inimă. Iar ultima carte, patru de spade. Deci, așa cum ziceam, te eliberezi, te relaxezi, te simți bine. Berbecul poate să aibă discuții în ziua de vineri, nu știu, cu cineva din trecut, Îți aduce acolo aminte ce frumos era, ce bine era, dar ideea este cu patru ăsta de spade că lucrurile se se liniștesc pentru tine, da, se liniștesc pentru tine. Vrei să afli o informație, o afli și te te liniștești, te calmezi. Poate ești undeva cu partenerul sau poate să fie o zi de vineri în care preferi mai multă liniște. Zodia taur pentru taur. Uite dimineața eu o zi e, e un moment foarte fain pentru tine, da, ai o prietenă, ai pe cineva care te poate ajuta, de asemenea, taurul uh, poate are o discuție acolo secretă ascunsă, ceva nu e în rog, ceva nu e în regulă, ceva vrei tu să afli ceva ți se pare ție interesant și unii tauri poate aveți niște discuții online sau cine știe poate primiți o veste bună legată de o firmă legată de niște acte, poate este și o veste bună legată de un proiect, de ce nu și tot pentru taur. Uh, Ziua de vineri e despre intuiție și uite, mai ales vineri seara, posibil ca nu știu să ieși cu foarte mulți prieteni sau să ai niște discuții din astea ciudate într-un grup unii tauri, poate o să preferați, să vă uitați la filme undeva vineri seara sau o să preferați să mergeți undeva la cinema, pentru că totuși văd și o adunare de oameni, iar unii tauri parcă. Aveți niște discuții acolo împreună cu partenerul privind viitorul relației sau privind un proiect pe care îl aveți voi în comun sau o activitate poftim pe care vreți să o faceți, însă undeva vineri seara taurul deja trece printr-o perioadă în care nu știu fie e mai pasional din fire, fie trece într-o perioadă în care e pregătit să lupte pentru pentru ceva anume. Unii puteți să auziți de un sfârșit undeva vineri seara, da? sfârșitul unei relații, sfârșitul unui proiect, sfârșitul unei colaborări fiecare cu ce poate. Bun, regina de monede, doi de băte. Aici, uite, primești o veste legată de bani de undeva din străinătate sau o veste legată de bani de undeva de la distanță. Simte aici un oarecare blocaj care este de ceva timp și care astăzi să știi care are ocazia să se rezolve. Trei de bâte, uite, o primă de blocare, o primă victorie. Acum nu știu, poate primești doar vestea că e bună, da nu e neapărat să primești și banii vineri sau nu e neapărat să începi și lucru de vineri. Da? Deci apare o veste, apare ceva bun. Te apropii mai mult de idealul tău. Șase de cupe, o legătură cu un copil sau cu un suflet pereche, dar poate să fie și o zi în care taurul își liniștește așa inimioară. E mulțumire, împlinire, liniște. Poate faci un drum și te vezi cu cineva, poate e o, poate e o persoană așa mai copilăroasă din fire. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, pentru voi, uite, vineri dimineață aveți o discuție acolo cu o femeie foarte importantă din viața voastră. Poate să fie mama, poate să fie o persoană pe care o respectați, o persoană importantă. Doar că sunt niște secrete, sunt niște discuții acolo mai diferite, legate de dragoste, legate de o afacere. Uh, poate niște discuții care țin și de un copil, dar cumva ne aveți voi acolo și secretele voastre. Uh, gemenii pot primi o veste bună da? în dimineața zilei de vineri, poate este o veste bună care ține de muncă sau de sănătate posibil pentru unii. Doar că vestea aia e și cu o pierdere și cu un câștig pe de altă parte. Undeva vineri, în a doua parte a zilei, uh, gemenii Pur și simplu nu-și văd capul de treabă. Vă străduiți acolo cu toate forțele să finalizați ceva, să terminați ceva anume, iar unii gemeni parcă, nu știu, aveți atât de multe lucruri de făcut încât parcă pierdeți noțiunea timpului, da, nu știu, nici nu vă mai organizați cum trebuie, dar pe de altă parte, uite, vineri seara pot apărea și niște vești bune pentru gemeni de la un șef de undeva anume. Aveți o intuiție foarte, foarte bună în seara zilei de vineri, iar. Um, unii, cu siguranță, în seara zilei, în seara zilei de vineri, sunteți prinsi și pe partea asta de rutină zilnică. Și știți cum? Deci, eu am în minte așa, parcă faceți de toate, da? Sunteți și cu mătura în mână și cu telefonul la ureche, mai mestecat și în ciorbă, deci sunteți prinsi cu tot felul de lucruri toate așa venite deodată, dar nu-i de rău, e de bine, să ne înțelegem, nu-i de rău, e de bine. Uh, și de asemenea, unii gemeni posibil să vă dați seama că sau să aflați o veste cum că un proiect se finalizează sau reușiți să finalizați ce v-ați propus. Oricum să nu vă faceți planuri în, în weekend să vă odihniți, că nu, nu știu cât de multă odihnă o să fie, că dacă nu vă sună telefonul că îl închideți, sigur vă bate cineva la ușă în weekend, adică... Na, hai să vedem. Da, discutăm, sunt soluții dacă vreți vă odihniți neapărat, că sigur ați avut o perioadă aglomerată. Asul de monede, nouă de monede. Deci e o dovadă fizică palpabilă pe care gemenii o primesc în ziua de vineri, dar și o veste bună privind o sumă de bani. Da? Apoi avem aici cavalerul de băte, deci multă pasiune pentru gemeni, poate să fie și o zi în care lucrurile se desfășoară destul de rapid pentru tine, e posibil și asta. Iar ultima carte, 8 de spade, deci e un oarecare stres aici sau poate unii gemeni e posibil să vreți să vă eliberați dintr-o situație nu? Da? E ca și cum spuneți, gata, îmi place ce fac, dar mai vreau și pauză, mai vreau să mă mai și eliberez. Unii parcă aveți o discuție aici privind zona justiției sau privind niște acte. Parcă și voi primiți o veste de deblocare, dar parcă nu e de tot. Veste vestea vine. Zodia Rac. Dragi dragi, dimineață, nu știu, dacă aveți examene, dacă aveți treabă cu școala, e superb. E superb și nimic mai mult. Dimineața zilei de vineri vine cu niște discuții foarte înțelepte pentru RAC. Poate este o discuție cu o femeie din casă, din familie, poate este o discuție privind o mutare, privind niște acte, uh, poate este o discuție serioasă acolo privind planificarea unei călătorii: că poate puneți de o călătorie, unii poate intrați în contact cu o prietenă sau cu o persoană dragă care e la distanță de voi, iar alții vineri dimineața poate vă îndrăgostiți, cine știe. Poate este și o discuție interesantă acolo cu persoana iubită. Doar că undeva vineri seara racul e posibil să mai piardă așa din noțiunea timpului și uh, știu, e o activitate acolo care o să te atragă atenția, o să-ți placă mult și e posibil să faci exces, așa că fii puțin atent sau atentă pe partea asta, uh, pentru că de vineri seara luna ți intră pe casa, pe casa sănătății la tine, deci uh, încearcă totuși să nu exagerezi dacă vrei să ieși în oraș, dacă vrei să petreci, dacă ți-ai găsit o activitate care îți place maxim. E ok, dar nu ne exagera. De asemenea, racul poate avea o creativitate extraordinar de bună în seara zilei de vineri. 8 de băte. u uh, și e cu multă pasiune. Hmm. 10 de cupe 10 de bâte. 10 de cupe, 8 de bute. Nu știu, e aglomerat aici. Aveți multă treabă de făcut prin casă, pe undeva, doar că voi nu prea vă stă gândul la asta în ziua de vineri. Uh, 10 de cupe, 8 de bute. Aici poate să însemnă pentru orac și o zi în care primește niște vești bune de la cineva din familie. Da? Uh, poate e un mesaj, un apel telefonic, dar poate să fie și o discuție rapidă la care asiști, da? sau un mesaj, un apel telefonic. Trei de spade este o oarecare dezamăgire a cuiva sau o inimă frântă de care auzi. Iar ultima carte e nouă de cupe, deci până la urmă e cu liniște, e cu pace. Poate racul își dă seama că e cazul să-și facă propriul confort, propria plăcere, că nu e o perioadă în care trebuie să ne bazăm pe ceilalți. Dar v-am mai zis, lăsați rudele, lăsați familia, lăsați treaba asta, că nu, nu de acolo vine fericirea în perioada asta. Cel puțin acum nu. Zodia Leu. Pentru Leu Uite, vineri dimineață primești o veste acolo tare interesantă legată de o sumă de bani, o femeie, o moștenire. Poate mergi la bancă să-ți rezolvi ceva legat de un credit, legat de casă, poate vrei un împrumut, unii lei poate aveți o discuție acolo și vreți o avansare. Dar pentru alții puteți să aveți și un moment pasional, interesant cu partenerul, cu partenera ta, deci poate să și asta pentru unii lei. Doar că e posibil să aflați acolo niște secrete de la o rudă, de la o femeie din apropierea casei. Sunt niște lucruri pe care leul le află și care e posibil să te cam surprindă. Pentru că undeva vineri seara să fie momentul dezvăluirilor, momentul în care trecutul bate serios la ușă, poate este cineva care vrea să-ți vorbească, poate e cineva care vrea să-ți comunice ceva anume, însă Leul, în seara zilei de vineri, trebuie să înțeleagă că ceva a ajuns la sfârșit. Da? Că este o prietenie, că este o relație de iubire, că este o etapă care s-a închis și trebuie să se deschidă alta. Da? Um, în schimb, dacă mergeți la cumpărături pentru casă, adică să luați lucruri pentru casă, pe care ia tot omul, da? mâncare, produse de curățenie, ești ce se mai cumpără, că nu vreau să influențez pe nimeni. Știți voi ce aveți de cumpărat mai bine decât mine. Acolo trebuie să fiți atenți pentru că o să aveți tendința să vă umpleți coșul cu cumpărături sau de cumpărături cu tot felul de lucruri care nu vă folosesc. Așa că. Da? Asta, e, asta e avertismentul pentru leu și puțină atenție aș vrea să aveți pe zona aceasta de alimentație și pe lichide. Da? Adică nu consumați în exces, nu va apucați să faceți nu știu ce lucru. Însă, indiferent de discuțiile care sunt, indiferent ce se întâmplă, leul vineri seara, mai târziu, așa, după 10 încolo, E bine susținut, adică până la urmă, nu știu, stai, analizezi, ai o discuție și până la urmă zici, bun, gata, hai să batem palma, asta este, mergem mai departe, ne iubim, ne răsfățăm. Sunt niște discuții acolo. Ah, și încă o chestie, mare atenție pe partea de lichide, nu știu dacă am zis, da? fiți foarte atenți că Neptun acolo, pe unde e, mai ales că e și luna implicată, adică nu faceți chestii așa din emoții sau substanțe, nu știu, fiecare. Deci nu, adică nu faceți exces de orice. Nu știu ce faceți fiecare. Nu știu. Olio. Cumva trebuie să acceptați un sfârșit. Uite, asta zic și cărțile. 8 de cupe, 10 de spade. Deci trebuie să lăsați în urmă. Fie spuneți, băi, hai, dăm uitării ce a fost. Și Continuăm povestea unii e posibil să ziceți bă gata, nu, nu mai merge, nu mai merge, nu se mai poate roata destinului e? aici e un noroc foarte mare pentru leu cu sfârșitul ăsta, situația asta unii poate ziceți renunț la un obicei toxic pe care îl am. Judecata aici te revezi cu o persoană dragăție, dar poți să ai și o discuție clarificatoare, stai față în față cu cineva și zici uite, eu am făcut asta, merit asta, tu ai făcut atât, meriți atât. E ca și cum se împarte ceva. E ca judecata de apoi. Iar ultima carte, trei de spade. Da, e ceva ce nu vă place, e ceva ce nu vă convine, însă așa cum vă spuneam, dragilei, sunteți într-o perioadă de purificare. Deci credeți-mă, este o binecuvântare să-l aveți pe Saturn acolo, dacă știți cum să jonglați cu energiile. Da? Vă poate ajuta foarte mult. E ca și cum aici, nu știu, v-ați făcut niște iluzii, niște așteptări. E un moment al adevărului pentru leu, da? Și na, adevărul poate fi și mai dură. Ma, na. Zodia Fecioară. Pentru tine, uite, vineri dimineața primești o veste bună de la o femeie sau primești o veste bună în legătură cu o sumă de bani. Poate este și o veste bună legată de acte pentru fecioară. E un noroc acolo pe care îl ai prin cineva, într-un drum scurt pe care îl faci sau în urma unei discuții pe care o ai. Pe de altă parte, undeva vineri seara fecioara, fie intră în contact cu extraordinar de mulți oameni, fie trebuie să fii atent cât vorbești și cum vorbești, pentru că e posibil să pierzi puțin și tu noțiunea timpului. Fecioara trebuie să accepte un sfârșit, fecioara trebuie să accepte vineri seara că ceva s-a încheiat sau că ceva nu mai poate funcționa într-un anumit mod. Ce ți-aș mai recomanda? Vezi și tu vineri seara că dacă toată lumea pleacă acasă de la muncă, poate e ok să pleci și tu și să nu stai să lucrezi peste program, nu știu cât, să, da? pentru că după o să te trezești destul de obosit. Da? Și în weekend chiar ai nevoie de energie. Acum nu te supăra pe mine, dar eu zic că e bine să-ți pui niște limite undeva vineri seara, pentru că o să ai tendința, da? Nu știu, te întâlnești cu o te întâlnești cu cineva și vă apucați de vorbă, alții dacă nu sunteți la muncă. Deci ă, aveți tendința și voi să pierdeți puțin ă, limitele dacă este să discutăm de relațiile cu ceilalți, de comunicare, mai ales de partea asta. Iar în rest, vineri seara, fecioara vrea acasă, fecioara vrea pace, vrea liniște. Nu știu, acum poate te întâlnești cu o prietenă, cu cineva și stați de vorbă și vă întindeți mult și bine. Deci nu e nimic rău în asta, dar repet, niște limite n-ar strica. N-ar strica. Și Nu știu, sunt niște discuții sincere acolo tranșante, e ca o trezire la realitate, doar că vedeți că e posibil să fie și niște vorbe mai dure, pe care fie voi le ziceți, fie celălalt le le zice sau. Persoanele din jurul vostru. Acum eu nu zic că e rău să le spuneți că. Până la urmă, adevărul ăsta mai doare, dar mai și eliberează că. Asta e viața și ce v-aș recomanda, apropo, dacă ești fecioară și conduci, vezi vineri seara, deci, fără să consumi vreo ceva, deci respectă legea, fii atent, da, unde, pe unde mergi, că ai risc să iei vreo amendă, da, deci nu uh, lasă persoana care e în dreapta, tu, atenție la drum. Pentru că e posibil, nu știu, să vrei să mergi în dreapta și nu-ți dai seama și tu te-ai dus tot înainte și pe aia trebuie să te întorci da? ca să faci dreapta. Ok. Da, fecioara se poate și îndrăgosti vineri. 3 de monede, de cavalerul de cupe. E, pot poate apare dragostea pe la muncă, dar tot pentru fecioară văd aici o veste bună în legătură cu zona studiilor sau poate este o veste bună în legătură cu o persoană dragăție care este la drum de tine. Pajul de monede, faietonul, o legătură cu zodia rac. Nu știu, unii poate dați de carnet vineri dimineață, dacă e așa. Nu știu dacă se dă de carnet vineri dimineață, dar dacă, e, dacă aveți ceva, aveți șanse mari. Da? aveți șansă Bine, acum trebuie să și învățați serios, adică nu vă bazați că astrele vă ajută, dar trebuie să și învățați. Studiez ceva aici, nu știu, legat de o mașină, legat de un drum, de o mutare. Unii puteți să aveți o reușită la un examen sau o veste bună. Doi de monede și uite, fecioară aici e prinsă între două direcții, două locuri de muncă, două case, două prietene. Și din punctul ăsta de vedere, dar cam trebuie aici puțin o limită. Dar Fecioara, uite, primește o veste bună vineri până la urmă. Zodia balanță pentru balanță vineri dimineața, nu știu, dragostea plutește în aer pe la muncă, nu știu ce faceți pe acolo sau pur și simplu vă simțiți apreciați, vă simțiți bine, vă treziți așa cu un chef nebun de viață. alții sunteți liniștiți, dar pe de altă parte, undeva vineri spre seară, chiar v-aș recomanda o foarte mare atenție pe lichide. Deci, mare atenție dacă ieșiți prin oraș sau vă duceți pe la vreo petrecere, mare atenție, da? că nu e bună, chiar nu. Pe de altă parte, uite, balanța poate să pierdă noțiunea timpului, poate pe cumpărături, pe muncă. Vezi dacă te duci să cumperi mâncare vineri seara. E posibil să-ți umpli și tu la fel coșul, da, cum face leul și după aia te trezești că De fapt, nu ai nevoie de atâta produse, că se și strică până apuși tu să le mănânci, da, nu că te cer, dar na, trebuie să fii atent Alții e posibil să Nu știu, să aveți acolo niște discuții Vineri în a doua parte a zilei, fie la muncă, fie sunt discuții cu rudele Discuții din astea uh, legate de rutină zilnică, legate de responsabilități, poate legate de muncă, da și este un moment în care balanța poate să fie puțin trezită la realitate. Da? Tu poate ziceai, băi, nu știu, eu fac ce trebuie la muncă, stau, eu mi-asum suficiente responsabilități. uite acum că poate nu e așa. De asemenea, balanța trebuie să fie puțin atentă vineri seara, pentru că e cineva care ar putea să profite de tine. Da? Vine cineva, te aplaudă și te pune la treabă și faci treaba și după aia banii e posibil să îi vezi sau să nu îi vezi. Pot fi și discuții interminabile pentru balanță la muncă undeva vineri seara, doar că na, trebuie să fii atent să vezi să, să se și merite. Adică dacă vrei să stai peste program e ok, dar puțină atenție n-ar strica. Trebuie să rezolvi tu ceva foarte important vineri seara, nu știu ce, dar treaba ta. Vineri după 10 noaptea încolo, balanța e pusă pe drumuri, e pusă pe comunicare, deci poate nu știu, rezolvi ce ai de rezolvat și mergi tot înainte. Hai să vedem. 6 de cupe, puterea, o legătură cu zodia leu, dar și multă pasiune aici într-o relație cu un suflet pereche, poate este un, un copil, o persoană mai tânără, o persoană din trecut, dar poate să fie și un fel de confruntare pentru balanță. 10 de monede, deci te vezi aici cu un grup mai mare de oameni sau unii poate sunteți prinsi cu niște treabă, în casă, în familie. E o pasiune aici. Ultima carte, Asul de Spade, o victorie, ceva se clarifică, este o veste care apare pentru balanță. Regina de băte, regina de monede. Nu știu, poate este ceva legat de două prietene. O nedreptate. Da, unii e posibil să nu vedeți foarte clar anumite uh, lucruri care trebuie făcute. Da? Și. Nu știu. Uh, pe de altă parte, unii parcă ieșiți aici cu niște prieteni, ieșiți undeva sau aveți o întâlnire, o discuție, dar oricum ar fi balanța, ia o decizie importantă, ia o decizie frumoasă. Zodia Scorpion. Pentru Scorpion, uite, dimineață poate este un moment romantic cu partenerul, poate este un moment bun cu un copil, aveți niște discuții interesante, poate vorbiți și voi niște lucruri așa mai secrete, mai ascunse, poate aflați un secret sau poate împreună cu partenerul aveți fie o discuție din asta mai elevată, mai spirituală, fie chiar sunt niște secrete pe care vi le spuneți, poate este o discuție mai ciudată pe care o aveți. Însă, tot scorpionul vineri, în prima parte a zilei, poate avea parte de o veste bună în legătură cu un contract, în legătură cu o colaborare. Iar cei care aveți copii, nu știu, ori aveți o discuție cu copilul ăla, v-am zis, e o discuție mai intimă, e o discuție mai emoțională, mai profundă, cum e normal să fie. Însă, în a doua parte a zilei de vineri, scorpionul, uite, dimineața te poți și îndrăgosti, deci dacă ești singur, vezi pe stradă, deschide ochii mari. Um, Vineri, în a doua parte a zilei, Scorpionul se concentrează mult pe propria persoană și e posibil să-și piardă puțin limitele dacă e să discutăm de plăcere, de distracție, de pasiune. Uh, poate să fie și sacrificiu acolo, da? Pentru alții. Depinde de fiecare, prin ce situații vă aflați. Parcă e ceva ireal pentru, pentru Scorpion, însă Scorpionul undeva vineri seara e posibil să piardă cumva noțiunea timpului, fie în relația cu un copil, fie te uiți la un film, fie mergi undeva, te relaxezi. Iar pentru alți scorpioni poate să fie un moment acolo de iubire din asta, nu știu, fantezistă, o idilă, o iubire din asta așa dusă la extrem. Nimic rău în asta, însă, repet, e Saturn acolo și na, energia lui Neptun e superbă. Doar că Saturn acolo zice wake up, da? zice alo, trezește-te la realitate. Cam așa și aici pentru tine, dar în rest, na, vineri seara e ok pentru, pentru scorpion. Să știi că ești bine din povestea asta, unii poate mergeți la o întâlnire. Da? Și dacă e așa, e ceva magic acolo, e ceva ascuns, dar oricum niște secrete sunt, niște lucruri uh, se spun. Iar unii, uite, acum puteți să finalizați ceva sau puteți să acceptați un final Parcă aveți și o discuție vineri, nu știu, e ceva legat de o femeie, cineva din trecutul vostru, nu știu, 5 de bâte, 8 de spade, eh, aici e un oarecare blocaj, da, e o oarecare discuție în contradictoriu, o luptă, gelozie, poate pentru unii este vorba despre un moment în care lupți tu pentru ceva, da, să zic că vrei un proiect, vrei ceva și se luptă mai multe persoane. Asul de spade, uite, vine cu o hotărâre importantă, o victorie, o veste bună pentru scorpion, iar 10 de monede, uite, zice că partea asta de casă, de familie, toate astea sunt importante pentru tine. Văd o ședință la care mergi, o adunare de oameni sau poate persoane care îți vin în casă și uite, apare o veste bună pentru tine. Apare o veste bună. Zodia Săgetător. Dragii mei, vineri în prima parte a zilei și pentru voi apare ceva care se rezolvă. Poate are legătură cu o prietenă pe care n-ați mai văzut-o de mult timp, poate unii săgetători de dimineață nu știu vi se face dor de o fostă prietenă. Poate dimineață vă aduceți voi aminte cumva vă răsfățați voi acum nu știu câți ani. Și e posibil să vă apucați să vă faceți același răsfăț, da? fie culinar, fie de altă natură. Pe de altă parte, săgetătorul în prima parte a zilei de vineri poate să primească o veste bună și de la un fost coleg de la muncă. Vineri seara, bineînțeles, este un moment acolo în care Uh, ai foarte multă intuiție, uh, se discută foarte mult despre trecut pentru săgetător în seara zilei de vine. se discută mult despre trecut, uh, despre familie, despre valori, despre karmă, despre lucruri din astea care mai de care mai ciudate, da, uh, probabil ție nu -ți sunt străine, dar uh, cumva sunt discuții total ciudate, da? nu sunt niște lucruri uh, normale, da, despre care vorbește toată lumea, dar e ok, e ok. Multă odihnă, mult somn. Uite, vineri seara e posibil să te prindă somnul, dar un somn din ăla profund, ei, dormi, pentru că sâmbătă, crede o să fii invincibil. Nu se compară nimeni cu tine. E un weekend în care ești solicitat, așa că odihnă nu ți-ar nu -ți ar strica. Cei care aveți de gând să mergeți pe la petreceri, pe la întâlniri, eu n-am nimic împotrivă, dar la fel cum am avertizat și alte zoli, totuși fiți puțin atenți, da? ce se consumă, cât se consumă. Pentru voi somnul e bun, somnul, meditația, rugăciunea, deci curățările, toată zona asta, vineri-seară. Regele de monede, pajul de spade, aici ești curios tu în legătură cu o situație. O legătură văd cu Zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ești curios în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu o persoană din trecut. Șase de bâte, uite, o victorie pentru tine, o veste bună. Ultima carte, Cavalerul de spade, nu se putea, da, poate să apară aici și un fel de ceartă sau un eveniment neprevăzut, un apel telefonic neprevăzut sau o relație cu o persoană care e mai certăreață din fire, doar că văd aici că în urma acestei discuții săgetătorul află un secret sau află o informație care ă, luminează viața, luminează mintea. Poate e cineva care ți atrage atenția și vrei să cunoști mai bine persoana aia uh, și tu uite în ziua de vineri poți să afli niște secrete de familie, secrete despre partener, lucruri care țin de trecutul tău. Vezi că sunt chestii uh, transgeneraționale pentru unii, adică lucruri care nu știu, lucruri pe care le-a trăit și mama și bunica și străbunica și așa mai departe. Zodia Capricorn. E eh, dragilor pentru voi. Uite, vineri dimineață străluciți de-a dreptul, poate să apară iubirea într-un drum scurt, deci cei singuri, mare atenție. Poate aveți o ședință importantă dimineață și dacă e așa, lucrurile sunt superbe, însă femeile vor vorbi mult sau... Um, na, femeile acolo pot avea un rol important. Pe de altă parte, tot pentru Capricorn, în dimineața zilei de vineri te simți foarte apreciat și te simți foarte bine în relațiile cu ceilalți. Poate este o veste bună pe care o primești de la o rudă, de la o vecină, de la o prietenă sau înveți ceva pentru sufletul tău. Undeva vineri seara, Capricornul, nu știu, parcă mergi la un concert undeva, nu știu, e o, o muzică dramatică, e ceva dramatic acolo, uh, unii poate vă întâlniți cu un prieten sau cu o persoană care e mai profundă, e mai spirituală, e altfel, da? iar unii puteți să aveți niște discuții, uh, mai ales care țin de viitor, dar care să nu, să nu ducă nicăieri și care să vă lase în ceață. Deci, uh, poate e bine dacă ieșiți undeva, dacă vreți să vedeți un film, dacă vreți să vă relaxați, poate e bine să... Uh, nu vă pierdeți energia, da, uh, pentru că este o predispoziție așa spre vineri, cel puțin pentru voi, pentru discuții din astea așa care nu se termină, pentru discuții ciudate, dar uh, poate în același timp, cine știe, Capricornul poate afla și o veste mm, surprinzătoare legată de o rudă sau legată de un vecin. Da, viitorul Capricornului, da, poate să-i pară ciudat vineri seara, poate e o discuție cu cineva, băi, uite în viitor, o să facem asta și cealaltă și visați acolo frumos. Dar oricum ar fi, eu te văd într-o adunare de oameni vineri seara sau, nu știu, te duci într-un centru comercial, că și acolo tot oameni sunt, stai mult online, într-un grup de oameni, te vezi cu prietenii, ceva, ceva este. Bun vineri seara pentru tine, chiar ți-aș recomanda foarte multă odihnă și tu la fel atenție puțin pe condus și pe uh, Partea aceasta de drumuri, da, drumuri întunecate, drumuri la o vreme de seară, um, împăratul eremitul, o legătură cu zodia fecioară, zodia berbec Se ia o hotărâre pentru capricorn e o hotărâre care nu știu. Ține de un șef, ține de familia ta. Parcă lucrurile sunt ordonate, sunt ok. Justiția o legătură cu zodia balanță, dar și o decizie care se ia în ziua de vineri. Ok, deci pentru capricorni, se pare că este o zi foarte puternică. Ultima carte roata destinului de deci, ce faceți aici? Roata destinului e din nou arcană majoră, deci sunt patru arcane majore. Este adevărat că este o zi foarte intensă din punct de vedere emoțional pentru toate zodiile, dar având în vedere că, na, teoretic, Capricornul e foarte emoțional. La modul general vorbind, nu toți Capricornii sunt uh, fără sentimente. Nu există așa ceva. Nu. Um, este o zi importantă, da, se iau decizii importante. Este o zi norocoasă pentru Capricorn, poate pe bani, poate este o zi în care, uite, poți să afli și niște informații prețioase și unii, nu știu, poate vă îndrăgostiți. Vă îndrăgostiți. Zodia vărsător. Pentru vărsător, uite dimineață te simți apreciat, simți bine, îți zice șeful bravo sau dacă tu ești șef, apreciezi pe cineva, unii puteți să primiți niște bani, vă simțiți bine acolo, sunteți în largul vostru. Uh, unii poate vă cumpărați ceva sau vă alocați puțin timp vouă, poate pentru alții pur și simplu apare o veste bună să mai rezolvă ceva legat de acte legat de bani. Uh, undeva vineri seara, în schimb, uh, aș recomanda vărsătorului uh, o mai mare atenție, adică cumva să nu te supraestimezi într-o situație anume, dar nici să te subestimezi, adică să vezi puțin real cum stau lucrurile. Uh, vărsătorul, de asemenea, dacă are de gând să iasă undeva în public sau are ceva important de făcut, uh, poate e bine fie să calculezi foarte atent, da? Ce primești tu, în schimb, nu neapărat ca bani, dar și ca recunoștință, fie pentru alți vărsători, vedeți că trebuie să fiți puțin atenți și pe partea asta de lichide, undeva vineri seara, pentru că există o predispoziție, da, să aveți, um, nu știu, să nu aveți niște limite acolo și asta nu e ok, da, nu e ok. Pe de altă parte, uite, vărsătorul se simte bine, e în al nouălea cer, e apreciat, e liniștit, e, nu știu, vă simțiți așa într-un mare, mare fel. Parcă nu aveți limite, parcă cerul e limita pentru universători, dar undeva vineri seara poate să fie și mult de muncă sau uh, universători uh, puteți să aveți niște responsabilități pe care trebuie să le onorați cu prezența. Da? Sau oricum ar fi, sunteți bine, sunteți bine susținuți. Da? Sunteți bine susținuți. Poate aveți mult de muncă, nu știu, și pierdeți noțiunea timpului, dar rezolvați, rezolvați, da? Patru de monede, nouă de spade. Ești puțin stresat aici, privind o situație anume, dar are legătură cu ceva din trecut, cu o pierdere, nu știu, nu vrei să accepti o pierdere, nu vrei să accepti ceva. Apoi avem asul de cupe, o veste bună pentru vărsător, o veste de liniște, de pace, Cavalerul de băte, uite, multă pasiune. Acum, vărsătorii singuri, vedeți, deschideți ochii mari că dragostea poate să plutească în aer în ziua de vineri, da. Na, depinde și de voi. Pe de altă parte, văd o bucurie, nu știu, ieși undeva cu partenerul tău, te vezi cu niște prieteni, te relaxezi, faci tot felul de lucruri frumoase, iar unii puteți să primiți o veste bună de la o persoană dragă vouă. Zodia Pești. Dragi pești, dimineața străluciți de-a dreptul, parcă sunteți într-un bas pe acolo în lumea voastră. Vești bune care apar legate de examene legate de studii în general legate de drumuri legate de acte. Aveți o relație acolo foarte bună cu o persoană, iar unii pești poate cine știe pe internet apare cineva pentru alții, poate să fie un moment în care apare poate o veste de la distanță, o veste din altă țară, din alt oraș peștii singuri. Eu, da, deschideți ochii mari că și pentru voi dragostea poate să în aer, dar aici poate să fie o dragoste la distanță. Da? La distanță. Bun, dacă ai treabă cu o bancă, uite dimineață, tot înainte, tot înainte. Dar undeva vineri seara, peștii au o intuiție absolut fantastică, parcă nu sunteți pe lumea asta. Unii puteți să primiți niște informații de la Divinitate, de la Univers, cum vreți voi, și să vorbească gura fără voi, și oamenii să rămână foarte plăcut surprinși. Dar, pe de altă parte, peștii trebuie să fie uh, puțin uh, realiști la teorie și practică în același timp. Uh, unii E posibil să fiți dornici, să încercați lucruri noi, să faceți lucruri noi, însă, totuși, v-aș sfătui să aveți puțin și niște limite în seara de vineri, mai ales dacă aveți tot felul de discuții din asta, la nivel înalt, discuții... Știu ciudate, însă, pentru alți pești se pot întâmpla mici mari minuni undeva vineri seara priviți niște vești extraordinar de bune din străinătate sau uh, vești bune legate de zona spirituală. Unii parcă aveți niște conștientizări, alții poate o faceți pe detectivul și aveți o intuiție de știți să vă duceți fix unde trebuie și lumea e posibil să se uite la voi așa ciudat, însă ieșiți bine din poveste, ieșiți bine din poveste, deci lucrurile sunt bune pentru pentru pești. Hai să vedem ce trebuie să știți 8 de spade, 6 de monede. E un blocaj aici legat de bani sau te gândești așa, băi, oare reușesc să-mi achit rata, reușesc să cumpăr cadoul, reușesc să rezolv problema asta financiară? Regina de cupe, e cartea ta. Deci până la urmă pești aici văd că își ascultă foarte mult intuiția în această zi de vineri și mai mult decât atât dați dovadă de o sensibilitate aparte și asta vă poate ajuta. Ultima carte, Puterea, o legătură cu Zodia Leu, dar și o zi în care peștii se afirmă, este o zi în care sunteți bine susținuți, sunteți aplaudați, se întâmplă lucruri frumoase în viața voastră. Uite și o legătură cu Zodia Gemini, deci, uh, Pești păi pot avea o seară de vineri de neuitat, extraordinar de frumoasă, doar atât, repet, limite. Limite. Astea sunt sfinte. N-am ce să fac, nu vi l-am pus eu pe Saturn în Zodie, credeți-mă că și la mine e unde e de, de când intrat acolo, eu mai am viață, da? dar e de bine, e de bine. Poate un moment pasional în casă, în familie, sunt niște discuții așa elevate. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru vineri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă doresc să aveți parte de o zi de vineri cât mai frumoasă, cât mai specială, repet, este o zi cu intuiție, este o zi și cu sacrificii, o zi în care se află și secrete, femeile repet, sunt tare ciudate și tare ascunse, nu că aș susține acum și le aș sunt femeie, sunt subiectivă, nu neapărat să vă feriți de noi, voi bărbații, dar cumva să să n-aveți așteptări, da? să n-aveți așteptări că surprindem tare mult și ne infiltrăm așa peste tot. Da, vă îmbrățișez cu drag să aveți parte de o zi de vineri cât mai frumoasă și ne vedem la previziunile pentru weekend care nu știu e un weekend pasional, e un weekend uh, energic, vă îmbrățișez cu drag.